Nu știu, voiam să vorbesc azi, doar că n-am apucat să-mi strâng și eu niște TikTok-uri ca lumea. De-aia vă mai întrebam pe voi. Ce mai aveți voi? Vreau să vorbesc despre masculinitate astăzi. Știți că mă interesează subiectul în general. Cred că n-ar fi stricat, știi? Cred că, de fapt, n-ar strica încă un video despre masculinitate. Ne place mult să vorbim despre masculinitate. Cred că e important. Dar nu știu ce mai e. Adică a fost toată nebunia cu Andrew Tate, mă așteptam să apară mai multă lume. Bună YouTube? Nu știu. Vedem, vom vedea. Nu ne grăbim deocamdată. Am mai vorbit așa câte una alta interesant. Ai văzut Deep Dive into the Manosphere? Da, l-am văzut, dar în engleză. Adică voiam ceva, știi, de-al nostru. Am mai părut clipul ăsta la un canal cam obscur. Da, am văzut și eu. Nu vreau să mă uit la el pe stream. M-am uitat așa cât de cât. Și ContraPoints are un video superb cu incels, da, e adevărat. Ce mi-arăți aici, Vere? Bă, de ce nu-l face full screen, though? Foarte supărător. Ce e Halloween theme song? Nu, dar nu e, ăsta e un TikTok, like, whatever. Mamă, referitor la video cu neamțul ăla care zicea că România e vestul sălbatic. Dar aici ce vest mai este? Pe vid. În orașul Frankfurt, ce vest mai este aici? Fraților, puneți și voi. Ce vestă e aici? Literalmente sunt cartierele alea din orașele mari din Germania în care stau numai imigranți, în care e așa. Altele nu sunt. Mă rog. Vestul nocturn. Nu-mi dați TikTok-uri de-astea, pula mea, funny. TikTok-uri, TikTok-uri de-astea cu, like, ia stai așa să vedem. Fără sens. Oare ce zice TikTok-ul lui Loren? Oare ce zice? Stai așa că tot mă întrebam eu. Ia să vedem. Opa. Acela m-a înșelat. Iar asta m-a durut foarte mult. A iubit foarte mult un om, iar acela m-a înșelat. Iar asta m-a durut foarte mult. A creat o grămadă de durere în mine și nu mai pot să mă deschid cu altcineva. Doar că ce nu-ți dai seama, omul acela nu te-a înșelat pentru că asta a vrut. N-a trimis Dumnezeu pe pământ un om și a spus, șală-l pe ăla. El te-a înșelat pentru că asta faci tu cu tine în fiecare zi. Întreabă-te mai exact, unde te înșel tu pe tine? Unde mă înșel eu pe mine însumi? Ok. How do you know it's love or friendship? Băiatul ăsta. Simple rule from the philosopher. Mă rog, nu mă deranjează neapărat, dar e așa. For Nietzsche. He says, love is blind, but friendship turns a blind eye. What he means is that when you first fall in love, you risk idolizing them so much that you convince yourself that their flaws are in fact their virtues. It's like you're gaslighting yourself. Ah, ok, omul ăsta zice take-ul meu cu relațiile. Ok, am înțeles. Stai să mai vedem ce mai zice Loren. Este efectiv take-ul meu cu relațiile, de mi-a sărit în cap. Mă rog, aia e. Eu vă citam din cine a zis? Whereas when you're friends, you know the other person so well, you probably know them better than they know themselves. And so mă rog, nu vreau să mă uit la asta. Hai să uităm ce mai zice Loren. Nietzsche, așa. Noi putem să ne dorim la nesfârșit o grămadă de lucruri, dar asta nu înseamnă că noi le vom obține. Pentru că noi putem să obținem doar ceea ce suntem. Tu atragi doar ceea ce ești. Asta simt că un pic toată zona asta de pick-up artist, menology, influencers, tot s-au dus înspre spiritualitate. S-au dus foarte tare înspre spiritualitate de asta, nu știu, e ciudat. Te-ai gândit vreodată că ai vrea să abortezi o femeie de care ești atras pe stradă, la muncă, la școală sau oriunde te-ai aflat? Și nu ai reușit să... Aici se promovează, e un TikTok în care se promovează. Dacă ești o persoană care ai standarde, eu m-aș întreba în sinea ta dacă nu cumva standardele astea aparțin mai degrabă ale ego-ului. Și nu spune nimeni să nu ai așteptări, însă în momentul în care tu ai niște standarde, oarecum începi să alegi între oameni și spui în sinea ta că ar fi bine să relaționezi cu o parte și cu alții nu, să-i bagi seamă pe o parte și cu alții nu. Și în momentul în care cerni prin acești oameni precum făina întrosită, s-ar putea să-ți dai seama că nu prea ești flexibilă și te închizi la multe opțiuni, te limitezi mai exact. Nici măcar nu era pentru bărbați, era pentru femei, coaie. Era take-ul de, ești o femeie de 30 de ani care gen nu se mulțumește cu nimic. Nu, bro, literalmente bărbații sunt ultimele janghine de pe lumea asta. Este imposibil, ai încercat vreodată, Loren, fii atent. Loren, fii atent, îți dai un sfat ca să înțelegi în ce lume trăiești. Intră pe Bumble sau pe Tinder sau pe, nu știu, o de asta de dating
Fă-ți un cont să închidă femeie și vezi cam ca femeie pe aplicațiile astea, cam cu ce ai de-a face, cam cu ce ai așa de-a face, cam ce opțiuni ți se oferă. Și după aia zi-mi tu mie de standardele femeilor care sunt nu știu cum. Incredibil, bă, nene. Iată o generalizare în societate cu care eu am o problemă, s-ar putea să rezonez. Este faptul că, de exemplu, se spune că în codul bunelor maniere, femeia ar trebui să meargă pe partea cealaltă a trotuarului, unde nu o văd de fapt șoferii, nu pe partea cu bun. Nu. Vă zic eu cum îmi contabilizez eu chestia asta în cap. Care nu e bine, dar asta înțeleg eu din femeia care stă nu spre stradă pe trotuar când mergem împreună, ci spre clădiri. Este ca în cazul în care o mașină pierde controlul, un șofer dintr-o mașină pierde controlul volanului și intră pe trotuar, să mă calce pe mine mașina, nu pe ea. Da? Deci... despre asta e vorba. Dar fix asta e, așa înțeleg și eu, sincer. Și de-aia mă pun, nu știu, de-aia eu, dacă merg cu cineva pe stradă, de obicei mă pun pe partea aia dinspre drum. Deși e o problemă, pentru că ei cad țurțuri în cap. Deci nu știu dacă e chiar bine. Depinde și de vreme, știi? Adică trebuie să contextualizezi totul. Nu poți să dai așa teme de-astea generale. Dura. Însă eu ți-aș spune că dacă ești un bărbat care ai deplină încredere în tine, ești mândru și așa mai departe și te mândrești cu femeia care până la urmă ție trofeu în viața ta, hai să o expui femeia la... Femeia care-i trofeu în viața mea? Cum adică trofeu? Măi, Loren, n-ai înțeles nimic. Încerci să fii woke și n-ai înțeles nimic. Trofeu. Cu mai mulți fraieri că nu e problema ta dacă ei stau și bălesc. Așa că mai lasă codul bunelor maniere deoparte. Iată o Mulțumim frumos. Îmi dau seama că ție ți se pare romantic și ideal și poate un gest de gentleman să deschizi ușa femeii când intri într-un bar, mai ales, însă îți reamintesc că bărbatul intră prima dată. Motiv pentru care face asta este că... Dar de ce? Ce cu regulile astea? De ce suntem așa de unga bunga brains ca să ne certăm pe cine intră primul restaurant, femeia sau bărbatul? Ce pula mea! Oameni! Cu aia, la urmă, hai să fim și alea ca adulți, vă rog eu frumos. Hai să fim oameni... în toată firea, just for a second, can we please? Ăla care ajunge primul deschide ușa, da, hai. Hai să fim oameni, vă rog frumos. În general, el este scutul femeii, este protecție pentru a o protejează și asigură că zona este safe, în siguranță. Așa că... Da, trebuie să fie în siguranță pentru că se știe că în restaurante stau ultrași, stau războinici ninja, stau tot felul de oameni care abia așteaptă să intre cineva în restaurant ca să ia la bătaie. Sau ce? Ca să ce? Cum adică? Nu înțeleg. Stau bombardierii, da. Nu știu. Mai lasă codul bunelor mariere, mai lasă nu știu ce generalizări mai vezi tu pe internet și gândește înainte să faci ceva. Îmi dau seama că ție ți se pare... Mulțumim. Dacă ești bărbat în toată firea, în momentul în care tu vorbești unei femei cu drăguța, scumpică, hai să bem o cafeluță, s-ar putea ca femeia să stea pe gânduri, să se întrebe dacă tu chiar ai 30-40 de ani. De ce coaie? Dar cum adică? Da, wow, vorbește cu mine. Hai la o cafeluță. Care-i problema? E o cafeluță, dracu. Care-i problema? Urăsc diminutivele și eu, dar nu când vine vorba de cafeluță. Pentru că cafeluța e cafeluță. Înțelegi? Se justifică diminutivul. Pentru că asta e... Da? Există situații în care diminutivul e de căcat și anume când zici bănuții. Când zici bănuții. Cum zicea mie în pula mea, nu mai știu unde dracu, lucram eu la teatru când eram mic. Luam și eu în pula mea 700 de lei pe lună de la teatru. Zicea, hai să-ți dau bănuții. Și bănuții cu care nu știi cum o să te descurci tot restul lunii este. Hai să-ți dau. Bănuții. Că cam așa ne e de bănuți. Dar cafeluța e altceva, e cafeluța, știi? Gen. La cafeluță înțeleg diminutivul. Pentru că la felul în care vorbești, pari unul care încă se joacă cu puțurica în nisip. Așa că dacă ți-ai simț sau ești refuzat, iată de ce ai nevoie să intri chiar acum pe fărăsensteve.ro, unde ai un curs de texting mass. Ca să zici, hai la o cafea, te învață la curs. Sau ce? Nu înțeleg. Ești și tu bărbatul care duce un trandafir roșu? Bă, nu, asta nu. Asta, coaie, nu se poate. Deci eu întotdeauna m-am gândit, când mergi la întâlnire, noi ducem pula mea buchetul ăla de flori ca să ce să se care cu el toată seara, poate vrei să te duci altundeva, poate vrei să te plimbi. O pui pe femeie să se care în pula mea cu buchetul ăla de căcat pe care l-ai luat tu, care oricum e, cum îi zice, overpriced. Oricum e overpriced. Cât mai e un buchet de flori în ziua de azi? O căciulă de bani. 200 de lei, dracu, un buchet de flori. Pentru ce, nene? Pentru o platitudine. Că asta e de fapt problema, că e o platitudine. E literalmente o platitudine, o chestie pe care o faci, mai ales dacă o faci la prima întâlnire.
E o chestie pe care o faci mai degrabă tranzacțional decât să o faci din inimă. Pentru că tu nu o cunoști persoana aia. Eu nu știu ce pula mea e. Gen, iei un buchet de trandafir ca așa știi tu că se face, în speranța că vei primi o felie de dodoașcă la schimb pentru buchetul de trandafir. Nu mergeți, dragi prieteni, într-adevăr, uite aici, aici zice și Loren o chestie de bun simț. Nu te duce cu buchet de trandafir la primul date. Te duci când mergi la ea acasă. Mergi la ea acasă, iei flori, nu știu ce, și le pune în vază, e perfect. Sau alea când iei la birou. Iei 100 de trandafiri de aia și pui să-i livreze la birou ca să vadă, că înțeleg și ce alte chestii, ca să vadă alealte, știi, gen, Sanchi, să vadă, ia uite-o pe asta ce apreciată e, gen, Sanchi, am înțeles, dar apreciată asta trebuie să care florile alea cumva, să-l duc acasă. Dora Exploradora, 20 de luni, îți mulțumesc frumos, îi dai o poză de genul mai bine? Ce poză, mă, nene? O de asta, bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată. Sincer. Nu, ăsta. Dar hai că-s curios. Voi n-ați văzut, așa-i? E, lasă, nu-i nimica. Nici n-aveați ce să vedeți. Erau pozele astea cu flori, cafea și o zi bună. Ia uite ce frumos. Uite ce frumos. Bună dimineața, perfect. Hai să vedem ce zici. La prima întâlnire cu o femeie, hai să spun de ce e cea mai mare tâmpenie, prostie pe care poți să o faci. Pentru că femeia în toată firea, care este și inteligent emoțional de altfel, se va întreba pentru câteva secunde de ce dracu ai venit cu un trandafir roșu care exprimă pasiune, dragoste, de parcă v-ați ști de o viață. Se va uita ciudat la tine, se va plezni în sinea sa și își va spune nu înțelegi ca o la masă cu băiețașul ăsta. Pentru că este frică că s-ar putea ca tu să pripești nițelul lucrurilor, nu-i așa? Ești și tu... Zâmbetul ăla când închide filmarea, de parcă a zis o vorbă mare, ia. Da. Ia uite cu ce zâmbet închide filmarea. Hai că le-am zis-o. Hai că le-am zis-o. Le-am dat lumea peste cap. He-he. Yeah. I love it. Dacă îți dorești o femeie de casă, una casnică, să aibă grijă de tine, să fie acolo pentru tine, să te iubească cu tot sufletul ei. Omule, ești un om de 30 de ani care își poartă șapca așa invers. Like, nu știu dacă poți să vorbești despre dacă mai există sau nu femeie de casă. Tu știu, la ce pula mea, what the fuck is this? Ei bine, nu mai căuta prin locuri dezamăgitoare. Arată de parcă mă întreabă dacă am jocuri pe telefon. Mă aștept să mă întrebe dacă am jocuri pe telefon. Căută prin locuri unde femeile de casă se adună, unde există liniște și pace și unde nu se caută expunerea ale superficialității. Cum sunt în majoritatea locurilor în care sunt șanse mari ca tu să ieși și să cauți ceea ce nu găsești. Dacă îți dorești o femeie... Hey, și eu port șapca invers, da, dar tu ești mai cool. Că vrei să cucerești o femeie, cu siguranță nu o faci cu minciuni, manipulări și joculețe ieftine și tot felul de tertipuri. Dă-ți voie să fii corect, onest, integru, demn, conștient și îngrădit în masculinitatea ta. Vezi ce naiba se întâmplă atunci. Că vrei să cucerești... Ce-a zis că n-am înțeles? Yeah. O femeie, cu siguranță nu o faci cu minciuni, manipulări și joculețe ieftine și tot felul de tertipuri. Dă-ți voie să fii corect. Adică joculețe ieftine și tertipuri, cum zici tu, că ar trebui să facă, cum ai zis tu în toată cariera ta? Doamne, e insane, cu aia e nivelul de... What the fuck? Adică, like, omul care zice cum să, gen, băi, nu răspunde, stai, răspunde mai târziu, fă-i negging, spune-i că e urâtă, spune-i că nu știu ce, joculețe tertipuri, literalmente joculețe tertipuri, asta face Loren, fără sens TV ăla, platforma fără sens TV, și după aia vine să zice că nu, asta e o prostie, insane. Dacă un bărbat nu alege să se implice, nu înseamnă că este neserios, înseamnă efectiv că nu-și dorește asta. Cel puțin nu cu tine. Așa că privește adevărul în față. Nu te mai minți. Nu te mai victimiza. Dacă un bărbat nu... Acum iar vorbește cu femei. File Walker, 8 luni, mulțumesc. How do you do, fellow kids? Da, literalmente. A zis cineva bine în chat. Stai așa să văd dacă mai găsesc. Că gen, e genul ăla care gen îți trimite o invitație pe Facebook ca să joci un joc care... Gen, dacă accepti invitația lui, dă niște vieți în plus. Daronino cu caimac, te pup! Bună seara! Nu te mai victimiza, nu te mai victimiza. Dacă un bărbat nu dorește să se implice pe cât ai vrea tu, nu te mai plânge. Nu înseamnă că problema e la el, problema este la tine. El nu vrea să se implice pe cât ți-ai dori tu. Asta spune ceva despre tine, nu despre bărbatul respectiv. Întreabă-te de ce nu reușesc eu să-l fac pe el să se implice mai mult. Nu de ce e el neserios și nu vrea să se implice. Doamne, măi, dar cum închide astea, cu câtă satisfacție în pula mea închide asta, de parcă a zis o chestie mare. Doamne, mă scoate din minți. Dacă te întrebi care din opțiuni e mai importantă pentru tine, prima sau a doua, ți-aș spune că a doua. Că altfel, dacă prima era suficientă, nu aveai ce să cauți la a doua. Dacă te întrebi care, dacă omul bogat devine și mai bogat, iar omul sărac devine și mai sărac, este pentru că asta...
asta e lumea în care trăim, sistemul economic în care ne-a fost dat să existăm, și basically așa funcționează puterea în societatea contemporană, de-aia rămâi sărac. Nu, nu cred că merge. Nu cred că o zic asta. Mentalitatea și locul din care activează aceștia. Cel bogat activează din abundență, în timp ce cel sărac activează din sărăcie. Cel sărac își dorește lucruri, motiv pentru care niciodată nu le obține, cel bogat le are și trăiește ca și cum le-a avut. Ce zice? Da, normal, că le are. Că le are, așa, se simte așa, pentru că le are, că n-are ce să-și dorească. Deci stai, cum, stai mai la un moment dat. Sărăcie. Cel sărac își dorește lucruri, motiv pentru care niciodată nu le-a. Cel bogat activează din abundență, aoleu, devine și mai sărac, este pentru că asta e mentalitatea și locul din care activează aceștia. Cel bogat activează din abundență, în timp ce cel bogat activează din abundență, poate pentru că e deja bogat și de-aia activează din abundență. Ce zici, măi nene? Ce zici acolo că nu înțeleg? Da, normal, că e bogat. Și ăla sărac activează din sărăcie. Da, că e sărac, da, adevărat. Dar adică nu înțeleg. Sărac activează din sărăcie. Aha. Cel sărac își dorește lucruri, motiv pentru care niciodată nu le obține. Ok, bun. Și ce? Nu să-mi bat capul. Legea atracției nu funcționează prin dorințe. Da? Foarte mulți spun că trebuie să-și dorească ca să atragă lucrurile. Însă dorința comunică lipsa, nevoia. Comunică faptul că vii dintr-un loc al lipsurilor, nu al abundenței. Prin urmare, tot ceea ce-ți dorești în viață, niciodată nu o să ai. Legea atracției... Nu o să ai niciodată. Zâmbețel, gata. Le-am zis-o. Ceea ce-ți dorești în viață, nu o să ai niciodată. Stai. Trăim într-o lume în care dacă nu ești născut în bogăție, este literalmente imposibil să îți depășești condiția, decât dacă câștigi la loto, poate, dar nici atunci nu prea ai nicio șansă. Practic, dacă te-ai născut sărac, așa o să și mori. Ok, bun, mulțumim, mulțumim mult lor. Nu faci un om să se îndrăgostească. Ok, nu, știi ce, nu mai pot. Eu vreau să vă mai arăt și altceva. E omul ăsta care e like ceva nu știu cum să, nici nu știu cum să-i zic. Un aghiotant de-a lui Loren. Un discipol. Un discipol de-a lui Loren. Care la fel are și el tot așa un canal de TikTok, un cont de TikTok pe care postează toate nebuniile, povestește el cum e cu femeile, cum e cu astea. Mi-a apărut în feed un video care mi s-a părut foarte amuzant și de aia zic că cumva toți influențări ăștia de bărbați, de masculinitate, de nu știu ce influencer, mă rog, înțelegeți voi ce vreau zic. Cumva toți o dau în ultima vreme foarte tare pe spiritualitate, for some reason, I don't, nu știu ce s-a întâmplat, dar genul ăsta mi-a plăcut de a murit, ia. Ia, ce zice omul ăsta? Aceasta este metoda cea mai simplă prin care ne putem vindeca singuri de boli. Dragilor, ieri am făcut un clip în care spuneam că sursa tuturor bolilor sunt gândurile și emoțiile noastre. Dacă nu ai văzut acel... Dar ce zice că singuri ne putem vindeca singuri de boli? Pot să mă vindec singur de cancer dacă îmi doresc foarte tare? That's insane. Clip încă, îți sugerez să te duci acolo, să îl vezi, iar apoi să revii la acest clip, pentru că este continuarea clipului de ieri. Mulți mi-a scris în zona de comentarii, dragilor, vă mulțumesc mult pe această cale. O grămadă de comentarii, foarte multe întrebări. Aș vrea să răspund foarte rapid la două dintre ele, și anume de ce copiii mici se îmbolnăvesc. Dragilor, sincer, nu aș putea să vă răspund, este propria... Deci a zis, cred că ăsta e altul, cred că am greșit. Fuck! Nu, ăsta era, mă scuzați. 623k plays, content viral, practic, asta era, mă scuzați. Știți care este cauza tuturor bolilor? Așa. Știți care este cauza oricărei receli, oricărei gripe, oricărei boli cronice, inclusiv cancerului? Dragilor, în acest clip aș vrea să vă explic cauza primordială a tuturor bolilor și să vă explic procesul prin care ne îmbolnăvim, pentru că dacă înțelegem procesul, înțelegem și ceea ce trebuie să facem. Omul meu a citit The Secret și a zis, yeah, this is it, în 2022. Pentru a nu ne îmbolnăvi. Dragilor,
pentru orice boală existentă pe lumea asta, există o singură cauză, o singură rădăcină. Fără... Amărăciunea din sufletul tău. Faptul că ești amărât. De care nu se poate manifesta. Și astea sunt gândurile noastre negative. Dar mi se pare fantastic că zice o singură cauză. Deci du-te liniștit și muncește la fabrică în vapori de asbest. Du-te liniștit și montează acoperișuri pe Germania. Că nu e nicio problemă. Du-te și muncește în mină, omule. Nu-ți fă griji. Just, doar fi pozitiv. Doar păstrează o mentalitate pozitivă tot timpul și nu o să ai absolut nicio problemă. Fumează, că nu e despre asta vorba. Fumează liniștit. Totul este aici, în cap. Totul în cap e să te simți tu bine. Glumă, dar să mai simțit cineva sănătos de când nu mai e reclama aia de la Catena la TV? Bă, ce-i drept, da, nu prea m-am mai simțit așa de sănătos de când nu mai sunt reclamele la TV cu Catena. Păi dacă aveai gânduri pozitive, nu ajungeai să muncești în mine. Da, așa se întâmplă lucrurile, într-adevăr. Spui, Alex, ești nebun? Adică eu răcesc datorită felului în care gândesc? Adică eu am luat cancer datorită felului în care gândesc? Eu am făcut hepatită datorită felului în care gândesc? Am făcut hepatită, bă, ce-i drept? Ce-i drept? Pot să văd cum aș putea face hepatită? Ascultând căcaturi din astea toată ziua, da, ce-i drept? Ce să vă spun? Da. Și să vă explic imediat procesul prin care ce ne îmbolnăvim, prin ce? Care gândesc, eu am făcut hepatită datorită felului în care gândesc, și o să vă spun da. Da! Da! Cai, cum poți să spui așa? Da! Un da decis! Absolut! Și o să vă explic imediat procesul, care proces? Prin care ne îmbolnăvim, pentru că despre asta este vorba. Dacă știm acest proces... Eu ce v-am zis, dragi prieteni, literalmente trebuie doar să spui căcaturi pe internet and you're just gonna go... Adică, mă rog, nu e ca și când 28k likes e like viral or anything, dar comparativ cu restul contentului, ăsta cumva a performat foarte bine. Cu cât mai mari sunt căcaturile pe care le spui pe TikTok, cu atât mai tare... te viralizezi, literalmente. Asta probabil că nu e așa de controversată, pentru că, neironic, sunt foarte mulți oameni în România care chiar cred chestia asta. Dar da, așteptăm, domnule însurățelu, așteptăm mai multe păreri de-astea turbate, în speranța că o să crești și tu pe TikTok. Care o fi nemernicul de la care a luat cancer acest om, dar nu se știe. Știm ce trebuie să facem. Ajunge și la comentarii, stai să-l vedem. Dragilor, noi ne naștem perfecți. Noi suntem creația perfectă. Noi suntem perfecți. Suntem creația lui Dumnezeu. Ok, that's actually kind of based. Dumnezeu și suntem o mașinărie. Corpul ăsta este o mașinărie perfectă care poate să fie adaptabilă la orice mediu și la orice situație. Mediu acvatic se adaptează foarte bine. Instant se adaptează în mediu acvatic. Problema este... Nu e based. I mean, ideea că oamenii sunt buni din naștere și că it's așa, that's like, I think that's based. Dar, bineînțeles, nu cred în direcția în care încearcă acest om să vireze acest adevăr. Gen. Că noi nu știm să folosim mașinărie. În ultimii ani a apărut o grămadă de informații pe internet. Bă, coaie, bă, nene, tu zici chestiile astea, dar... Gen, ok, o să fac gluma aia, dar nu cred că e doar o glumă, cred că ar trebui să-i dea serios de gândit acestui om. Cum dracu trăiește, mă, nene, Iliescu? Dacă, adică uite și tu cum trăiești, bine mersi, n-ai nicio problemă, Iliescu, omul nostru Iliescu, care a pus în pula mea minerii să bată oameni la an inch away from dying. Iliescu cum trăiește? Nu știu, mă, adică încerc să mă gândesc. Iliescu ia pastile de spiritualitate? Ah, da, are gânduri pozitive, da. Are gânduri pozitive, da, corect. Au apărut o grămadă de videouri, de interviuri, în care vedem că sunt unii oameni cu puteri supranaturale. Și unul dintre acești oameni se numește Wim Hof. W-I... No! No! Wim Hof, dragi prieteni. W-I-M-H-O-F, da? Da. Dragilor, acest om, normal... Damn, omul ăsta chiar știe lucruri. A reușit, prin tehnici de respirație, să aibă puteri supranaturale. Da, damn, pula mea, că nu te cred. Prin tehnici de respirație? Damn, dude. A escaladat muntele Everest în pantaloni scurți.
doar atât, la minus, erau 30-40 de grade. A alergat un maraton în Sahara, 20 de kilometri, fără niciun strop de apă. Grija mea cea mai mare în viața asta, mă gândesc asta, știi, că bă, poate vreau și eu să fac copii în viața mea. Gândiți-vă, dragi prieteni, faci un copil, îl crești, ajunge la 15 ani și îți povestește de Wim Hof, așa. Îți zice de Wim Hof cum a urcat el pe, a escaladat Everest în pantaloni scurți. Gheață și inclusiv și-a injectat un virus, nu știu exact ce virus, care putea să-l omoare, da. Și nu a murit, datorită știi... Da, de în pula mea. Știe să-și controleze sistemul imunitar. Ideea este, am făcut această mică paranteză să înțelegeți cât de magnific este corpul nostru. Și acum o să vă explic metoda prin care noi ne îmbolnăvim. Dragilor, orice gând al nostru creează o emoție în corpul nostru, da? Ne face să ne simțim cumva, iar acea emoție declanșează o reacție chimică care, la rândul ei, secretă o anumită substanță. Reacția chimică secretă o anumită substanță, da? Ați înțeles, ok. Ăsta este marele secret. Orice gând, vă mai spun încă o dată, orice gând care este încărcat cu pozitiv sau negativ, deci nu aceste... Încărcat gândul cu pozitiv sau negativ. Dude, this is amazing. Neutre, da? De exemplu, un gând, nu știu, mă duc să mă îmbrac. Este un gând neutru. Un gând pozitiv este... Vreau să nu continui. Mă bucur că copilul meu este sănătos. Mă simt bine. Îmi dă o stare de pace. Da. Un gând negativ este... S-a dat pula peste cap. Vecina asta și-a luat mașină nouă. Nu știu. Nu-mi place deloc de aia și sper să aibă accident. Gând negativ, da? Acel gând negativ creează o emoție în corpul nostru. O emoție de ură, de frică, de invidie. Da. Da? Iar acea emoție secretă o substanță chimică. O substanță chimică. Deci gândește-te ca și cum ai avea două pipete. Una are un medicament care este bun pentru corpul tău, iar alta are ca și când ai avea doi îngerași pe umeri, un îngeraș, de fapt nu, ai un îngeraș pe un umăr și un diavol pe alt umăr, nu? Ceva genul ăsta, cam așa. Bravo. Așa mi-închipui eu. De fiecare dată când gândești un gând pozitiv sau negativ, această pipetă picură, una dintre pipete picură, da? Da. Și la un moment dat se va face un cumul. Ajunge la comentarii imediat, stai să termină asta. De picături, de otravă și de medicină, ca să-i spunem așa, da? De medicament bun. Bun. Ei, dacă balanța înclină spre otravă, ghiși ce? Tu ți-o trăvești un pic mai mult corpul. Ideea este că această otravă, noi o băgăm în noi în fiecare zi. Și o poți simți, o poți simți în gâtul tău. Simți de fiecare... Eu pot să mă gândesc la faptul că există like doctori în România care vorbesc așa, like neironic. Am avut astfel de experiențe, like neironic. Adică like, ce să mai... Că gen, ok, bine, ăsta propagă aceste căcaturi și le zice și nu știu ce și bla bla, ok, sure. Dar... actually, like, cred că like neironic sunt foarte mulți oameni care gen believe in stuff like this and it's fucking terrifying. Lil Cotlet, 8 luni, mulțumesc. Odată când ești gelos, invidios, când urăști pe cineva, când ți-e frică, simți că ai o amăreală în gât, ai substanța, dragilor. Ai substanța? Dă-te în pula mea! Bă, era substanța, știam tot timpul ăsta. Aia era acolo, era chiar sub nasul meu. Aia e substanța. Quite insane. În gât. Emoția asta de aici care te ține în piept, în spate, da? Câteodată ești nervos și simți cum îți arde corpul. Da. Astea sunt chimicalele care se eliberează în corpul nostru și care sunt o travă. Sunt o travă, pur și simplu. Iar acea o travă se va duce în locul cel mai sensibil, în locul cel mai vulnerabil din corpul tău. La unii poate să fie inima, la unii poate să fie stomacul, la unul poate să fie pancreastul, la unul poate să fie... Pancreastul. Acest om ne explică care-i treaba cu pancreastul. Sistemul circular și așa mai departe. Absolut insane. Acolo se va duce și acolo va ataca. Picătură cu picătură cu picătură. Da? În cazuri, în anumite cazuri, aceste otravă, aceste otrăvuri se vor materializa sub forma unei răceli, pentru că sistemul tău imunitar
este otrăvit. Da, da? Nu-s virus. Răcelile nu-s virus, literalmente. Sunt niște otrăvuri din corpul tău, că te-ai supărat că ai pierdut la păcănele. Te-ai supărat că ai pierdut la păcănele și amărăciunea aia, ea se translatează chimic în corpul tău și se transformă în răceală. Asta înțeleg. Ok. Da. Asta sunt cele mai bune situații, cele mai pozitive situații. Literalmente este POV, ești pacient în evul mediu și omul ăsta te tratează, literalmente, așa se simte, da? Situații, da? În care pur și simplu te capezi cu o răceală. Însă, această otravă câteodată se duce spre un organ al corpului tău și îl otrăvește ușor, ușor, timp de ani de zile. Și te duci la doctor, la un moment dat, și dai seama că ai o boală foarte gravă, pentru că ai otrăvit acel organ timp de ani de zile. Dragilor... Da, și eu mi-e frică că o să fac ciroză, că mi se strepezește ficatul de fiecare dată când văd chestiile astea pe internet. Spre un organ, da. Spre un organ. Știi ce zic? Cât de supărați au fost chinezii că le-a ieșit COVID-19, da. Râs, dar ai văzut un atom reacționând la manele? Știi cum se regenerează? Bă, ce-i drept n-am văzut. Ce-i drept n-am văzut. Eu nu vreau să zic adevărul la mine. Nu se știe. Mă rog, ideea e că ia să râși multă lume în cap, că o să zici, ok, omule, dar știi că sunt și copii care se îmbolnăvesc de cancer sau răcesc că au gânduri negative. Și omul nostru ne-a explicat, ne-a explicat care e treaba cu copiii. Deci când este vorba de copii mici, pot fi mai multe cauze. 1. Stați că mă bușește râs. 1. Au karma din alte vieți? Poate într-o viață trecută au făcut mult rău și acum trebuie să plătească pentru faptele lor. Copilul ăla cu cancer la tiroidă, de-l vezi în spital, nu știu ce, ăla a fost Genghis Khan. A fost Genghis Khan într-o viață trecută. 2. S-a transmis ceva genetic de la mama sa. Ei, nu mă nebuni! Deci e și genetic, băi, zic că e singurul mod prin care te îmbolnăvești. Bun. 3. Au preluat energia negativă de la părinții lor. Doamne, e atât de... Oh, Jesus. Nu pot. Nu pot. Azi m-am otrăvit cu o factură la lumină. M-am otrăvit, am făcut icter. Stai că mai avem. Wow! În sfârșit o persoană care spune adevărul în ochi. Pe mine nu mă crede nimeni când zic că cu gândurile noastre atragem din univers tot ce gândim. Mihaela Vangin. Mihaela Vangin. După 50 de ani avem puterea de a ne vindeca singuri. Puterea gândului face foarte bine corpului și a vindecării. Mulțumim, Mihaela Vangin. Vangin. Se zice vagin. Îmi cer scuze. Tot ceea ce faci ți se întoarce. Tot ce faci, și cu bune și cu rele, ți se întoarce. De ce nu-i se întoarce nimic lui Iliescu, măi omule? Ce zici acolo? De ce ne rugăm la Dumnezeu și nu ni se îndeplinesc rugăciunile? Oh, namaste, doamnelor și domnilor. Ah, în altă viață, scuze, în altă viață. Ah, ok. A, da, în altă viață, da. Ok, ți se întoarce în următoarea viață, da, corect, corect. Păi da, Iliescu după ce o să moară să revină ca un copil cu ceva boală. Nu știu, nu vreau să zic acum. Cadrul cu bucătăria e singurul? Las că e foarte bun cadrul cu bucătăria. Ia, de ce nu se întâmplă? Dragilor, v-ați întrebat vreodată de ce uneori ne rugăm și se întâmplă imediat, iar alte ori ne rugăm săptămâni, luni întregi și nu se îndeplinește acea rugăciune? Literalmente nu m-am întrebat asta niciodată, omule. Ei bine, aș vrea să fie aceasta o discuție logică, da? În care eu să-mi împărtășesc opinia și poate în care voi să înțelegeți și să învățați câte ceva. Da. Dragilor, cea mai importantă carte din lume este Biblia. Ok, bine, nu știi ce, nu vreau să mă adâncesc în lumea asta turbată. Legea atracției, ia. Folosește acest mic truc pentru a atrage absolut tot ce vrei în viața. Nu, credeam că era cu femei. Nu, o să ne zic că doar dorește-ți, dorește-ți puternic. Ia, ce mai pe aici? Spiritualitate s-a dus grav pe spiritualitate, s-a dus puternic rău pe spiritualitate. Ia, bărbatul versus femeia. Foarte mare zilele noastre, cine înșeală mai mult, bărbatul sau femeia? A. Cred că este evident femeia. Ah, ok, bun, ok, tare, mulțumim. Ok.
Oh, la fără sens, ia. Deși trăim într-o societate conservatoare în România, unde am trecut prin epoca comunistă, unde suntem creștini ortodoxi, ceea ce înseamnă că suntem foarte conservatori în valorile și credințele noastre, crede-mă, este foarte ok acum, dacă îți place de cineva, să te duci și să-i spui: hei, salut, ce faci? Și vezi de acolo unde merge. Și dacă într-adevăr ești... Hei, salut, ce faci? Hei, bună, ce faci? Bine, pe acasă. Aha, bine, păi atunci te las. Bine, mulțumesc. Ce, bă, ce trebuie? Hei, salut, ce faci? Bine, tu? Bun, acum ce fac? Măi, Alex, în surăță, ce fac acum? Mi-a zis bine tu, bine stau, uite. Bine stau, bine, mă uite, mă uit la șef la cuțite, așa. Și ce vrei să-mi zică? Ești interesată de acea persoană, poți să urmărești un anumit timp, să fii sigură că nu dai peste un mârlan, că acel bărbat este într-adevăr ok și merită să ieși cu el la un vin. Deși trăim într-o societate... Ok, mulțumim frumos. Un alt lucru care trebuie subliniat este faptul că trebuie să fii cu adevărat curios când vine vorba de o interacțiune și cu o femeie, dar cu orice persoană în general. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fii atent, trebuie să fii prezent și trebuie să fii cu adevărat curios, chiar să-ți pese de treaba aia care o spune, da? Urmând exemplu cu ce sfaturi, cu aia, nu aș fi gândit niciodată. Cum s-a gândit, mă, nene, la asta? Eu nu mi-a fi dat un cap nici într-o mie de ani așa ceva. Ești prost? Bă, ce, bă, oamenii ăștia știu cu relaționarea. Cum s-a gândit el? Și ca să ai o conversație interesantă, trebuie să vrei să ai conversația aia. Ah, ok, tare. În final, aș vrea să concluzionez cu faptul că la orice conversație și la orice date și la orice interacțiune cu o femeie, cel mai bun lucru este, încă o dată, să fii transparent și să fii sincer. Dacă nu ești transparent și sincer, femeia, crede-mă, va simți toate astea și nu vei avea un outcome care, să spunem, este congruent cu visurile tale sau cu așteptările tale. Acestea fiind spuse, mulțumesc încă o dată că ne-ai urmărit. Sper că ai învățat încă o dată ceva din clipul ăsta, sper să le pui în aplicare. O nebunie, frate. Ia comentarii și fără sens, dar nu vedeți de mine, stăți așa să mă dau. Ia comentarii și fără sens. Unde, dragi, care era, mă, nene? Asta? Maxim. Maxim. Ok. Rețeta fericirii. De ce nu mai vrea să iasă cu tine la al doilea date? Care ar fi motivele pentru care eu nu l-aș mai vrea, da, în viața mea? Da, da, după vreo două întâlniri așa. Ce ar trebui să fac el? Probabil am văzut ceva la el ce nu mi-a plăcut și vreau să fie o fată finuță și să nu-i spun în față și îi dau așa de înțeles că nu vreau să continui cu el. Cam deci, ce ar fi? Un limbaj urât? Da, da, da. Limbaj urât, comportament agresiv sau dacă... devine prea insistent, nu poate. Insistent și asta, dar mai mult să nu fie fițos, arogant. Poate tu l-ai văzut prima dată ca un tip super mișto, dar el a apărut pentru că aparențele pe Facebook sau pe alte canale de social... Vezi, asta e problema ta, că agăzi de pe Facebook. În momentul în care agăzi de pe Facebook, cam, mă rog, nu o mai zic nimica. Dar asta spune tot. Oh, of, tu-i mama ei de viață. Da, bă, nu știu. Ia să vedem ce mai avem. Nu mai pot să fii bărbat. Taci măi, doamna Budeanu. Bă, ce rău îmi pare că nu mai postează doamna Budeanu pe... cum îi zice? Pe ăla, pe YouTube. Foarte supărător. Nici n-am vrut să-i cumpăr aplicația. În ultima vreme mă tentează, n-am să te mint. Chiar era un izvor nesecat de content, doamna Budeanu. Deși acum asta îți mai bine, nu cred că dura prea mult. Vă zic eu cu tipa asta, ce tipă? Tipa aia de vorbea acolo, am înțeles. La ce ajută interviurile astea? Păi că primești like a first hand look at, you know, îți zice living, breathing woman ce își dorește de la bărbați sau whatever. Ai insight-ul de cum se gândește ea de asta. S-a mutat pe 4chan, Dana Budeanu, da.